Bună și bine ați venit sau revenit, începem o nouă zi cu cafea în cana dovleac și cu dovleacul pe care l-am copt ieri și acum îl pasez pur și simplu cu ustensilul aceea cu care se face piureul. Mi-am făcut și eu cafea pumpkin spiced latte. Mi-am făcut o spumă cu piure de dovleac, scorțișoară și frișcă lichidă pe care le-am bătut cu un mixer din ăsta manual. Am unul cumpărat de la Auchan. Vi l-am mai arătat eu. Și mi-am făcut o spumă cremoasă. Nu sunt cel mai mare fan al dovleacului, dar a fost bună cafeaua asta, să știți. O să avem un vlog cu dovleci. Cred că mai sunt câteva cu dovleci. Haideți să începem cu un mic citat din cartea Japonisme, cea comandată de pe editura Litera. Sper că ați văzut clipul de unboxing. Și un proverb japonez spune că dacă nu a băut ceai, omul este incapabil să înțeleagă adevărul și frumusețea. Eu astăzi am băut cafea. Se pune? Și dacă tot suntem la capitolul dovleac, mai mulți dovleci și acolo, avem dovleci pe toate fronturile, hai să citim un pic din cartea asta, totul despre ce mâncăm, este tot din cele comandate de la editura Litera și este ca o enciclopedie. Mi-am pus aici niște semne pentru că am căutat informații despre dovleac. Curcubeu pe ceruguri, culorile diferite ale fructelor și legumelor indică un conținut diferit de fitochimicale și avem detalii în paginile următoare. Multe sunt antioxidanți naturali despre care se consideră că protejează împotriva bolilor. Ideea de curcubeu de fructe și legume este în mod special benefică, adică este recomandat să avem cât mai multe culori în farfurie. Și hai să vedem ce scrie aici despre alimentele galbene și portocalii. Aici avem un desenuț cu toate culorile. Aici avem portocaliu, aici avem galben. Hai să vedem. Fructele și legumele galbene și portocalii conțin cantități mari de beta-caroten, care este transformat de organism în vitamina A. Beta-carotenul nu este un nutrient esențial, dar vitamina A este. Morcovii, grapefruitul, porumbul dulce, dovlecelul, cartofii dulci și ardeii grași sunt bogați în beta-caroten. Și vă spuneam că avem detalii în paginile următoare și o să vă citesc pe măsură ce o să folosim anumite alimente, chestii de pe aici, multe desene drăguțe și stați că am dat prea multe pagini sau nu. Unde este dovleacul? Să-l căutăm pe dovleac. Și am ajuns și o curiozitate. Dovleacul este cel mai mare fruct din lume, iar bostănelul este bogat în fibre alimentare. Dovleacul este fruct, se pare. Și avem așa, diferența între fruct, așa cum și roșia este fruct, avocado este fruct, vânăta este fruct și castravetele este tot fruct. Wow, dovlecelul, zucchini, toate sunt fructe. În cazul în care aveați dubii în acest sens, multe dintre ele sunt dulci și au foarte mulți carbohidrați. Dovleacul face parte din categoria fructelor cu mult amidon și este restricționat în multe diete, așa că consum limitat. Am pus la fiert supa și o să dau orzul. Orzo. Și încă puțin apă. Iar acolo în spate o să fac lipuțel. Pe care îl fac pur și simplu la grătar. Și știu că sunt datoare cu secretele mele pentru un cotlet fraged și crunchy. Vine și clipul ăla, dar nu știu cum să le programez, că tot reușesc să mă ajung la zi cu ele. Iar pe celălalt ochi o să fac un sosulet cu o ceapă, niște usturoi, parmezan și piure de dovleac. Ah,
Aici am solit niște ceapă cu niște usturoi, o jumătate de ceapă cu 3 căței de usturoi. O să pun un pic de piure de dovleac. Nu prea mult, că nu știm dacă o să ne placă. Așa, o să pun smântână de gătit și o să adaug pastele curse și să vedem ce o ieși. Să sperăm că e ok. Probabil pentru cineva care iubește dovleacul e super ok. Și eu și Eva suntem însă destul de sceptice. Orzul ăsta este nesperat de bun. Am mai adăugat aici puțină sare, parmezan și oregano uscat. Dar, wow, cât e de bun! Iar aceasta este farfuria de prezentare. Să vă arăt și cealaltă farfurie. Orzul ăsta este mega, mega delicios. Nici nu mă așteptam să iasă chiar atât de bun. Despre cotlet nu trebuie să vă mai spun, că tot timpul este bun. E deja seară, a obosit asistenta. Spune, Kitty, ești obosit, ai muncit din greu. Aici încă se muncește, dar nu se mai muncește la acte. Am scos cleștișorii, colecția de cleștișori. Sunt și la curs la CECAR. Salutări pe această cale colegilor experți contabili care mă urmăresc. Am aici punguțici. Chestiile astea sunt cumpărate iarna trecută. Să vedeți ce cercei drăguți am făcut. Ia uitați-vă. Ha, ce ziceți de ăștia? Astea sunt de la Auchan, cred că am dat 2-3 lei pe ele. Și am făcut niște cerceluși și vreau să mai fac. Am multe accesorii pentru bijuterii, dar am adus aici doar câteva. Uite, am oameni de zăpadă și mai grași și mai slabi. Ăștia sunt mai grași, ăștia sunt mai slabi. Îi vedeți bine? Ăștia sunt mai... Ai, focus, așa. Avem și brăduți. Am pe undeva și niște patine. Aici am încercat o variantă care îmi place foarte tare. Așa, accesoriu, zad de cercel, un accesoriu argintiu, un fulg de ăsta transparent, adică o pietricică, așa ceva. Asta îmi place cel mai tare, că pot să le combin și să mă joc cum vreau eu. Și pe dumnealui grăsanul. Și mai aveam niște variante, da, astea cu brăduți. Bine, aici avem niște ciorne de hârtii, că le-am înșirat pe birou. Scuzați, zgomotele merge și cursul, merg și știrile, dar ne descurcăm. Mă apuc să-i asamblez. Ia ghiciți voi unde s-a putut așeza această pisică. Ce cauți mă acolo în mijloc? Ți-e foame sau ce? Hai să mănânci. Deci fix pe mijloc s-a așezat Kitty. Eu mi-am făcut un ceai și hai să vedem ce am reușit să fac. Cercei ăștia erau cumva plan pentru vlogmas, dar eu am făcut mai devreme și o să-i ofer cadou mulți dintre ei. Avem această pereche. Ia să vedem. Acest om de zăpadă grăsunel, dar nu prea avem focus. Avem și varianta cu om de zăpadă grăsunel mai scurtă, cu cercei. Mie îmi plac cercei lungi, dar na, fiecare cu gusturile lui. Avem mulți bumbișori din ăștia. Așa mi s-au părut foarte interesanți, așa, și de efect. Și am făcut și varianta mai lungă, de așa ceva. Îmi lipsesc nici ceva accesorii, adică baza de asta de cercei argintii n-am și o să fac o comandă, că de asta am aici deschis site-ul. Site-ul de pe care comand eu de mulți ani este Adalee și îmi convine că mă duc și le iau de undeva din zona Tineretului, spune Kitty. O să am un pic de treabă. Mai avem pe dumnealor, mă duc să-i dau mâncare la pisica asta disperată. Zima disperare! Sunt foarte multe site-uri cu produse din astea, accesorii pentru bijuterii, dar eu m-am obișnuit să comand de la domnii de la Adalee și hai să vedem ce am comandat, dacă mai țin comenzi. Hai să vedem, așa de mult a trecut de la comanda anterioară că nici măcar nu mai e în istorie. Cred că n-am mai comandat de la ei de vreo câțiva ani și avem produsele, nu avem poze.
Hai să vă arăt ce am luat, de exemplu. Am luat dopuri de silicon pentru cercei, tortițe argintii, tortițe aramii. Și am luat ăștia, ia uitați-vă ce drăguț. Ăștia i-am avut în coș și anul trecut pentru Milana, că mi se pare cumva că cățelușul ăsta seamănă un pic cu Zoe. Numai un pic, că Zoe n-are boticul alb, dar e tot cățeluș cu părul creț și cu căciuliță de Moș Crăciun. Și am luat mai multe de-astea, dar nu știu cum să mă mai uit. Și ce armuria, să-i vedeți ce drăguți sunt. Îi vedeți? Foarte drăguți sunt ăștia, dar nu știu ce naiba fac eu cu ei, că acum mai văd că sunt culcați. A, făca o găurică aici și o găurică aici? Sau? Habar nu am, că nu înțeleg. O să mă dumiresc când or să ajungă. Hai că am fost productivă, mi-am făcut și un ceai ca de, să mă încălzesc. Dumnealui o să plece, e un cadou early Christmas present. O să plecem împreună cu dumnealor. Am făcut cerceluțe ăștia, tare mult îmi plac. O să mai fac, pentru că sunt tare drăguți, sigur vreau și eu, sigur o să vrea și Eva. Am făcut și în varianta asta mai lungă. Dar cred că sunt mai drăguțe aia cu un singur guguloi. Și uitați-vă ce drăguț arată! Am toată punga asta. Punga asta e de la Auchan cumpărată. Avem și acești cerceluți. Și ei or să plece. Și ei or să plece. Și mai avem. I-am făcut și pe ăștia, pentru mine cred că sunt ăștia, că nu mai am o pereche de cerceluți simpli roșii. Ăștia posibil să îi vrea Eva o pereche, dar avem două. Am comandat zale din astea argintii, pentru că nu mai aveam deloc. Astea au fost ultimele și astea sunt dintre astea mai complicate. Ăștia sunt făcuți, dar nu au za. După cum se vede, dar nu-i nimic, că vin, cred că mâine o să primesc deja coletul. Pentru 150 de lei transportul era gratuit și atunci am mai adăugat câte ceva în coșuleț. Am făcut și treburile astea, dar nu știu dacă o să-i las așa simpli. Cred că o să le mai adaug o pietricică ceva aici în partea de sus, că parcă sunt prea simpli față de ăștia. E practic același om de zăpadă. Da, aici mai avem niște accesorii, bine, și am lipit eu niște treburi pe hârtiuța asta. Și avem și pămov. Nici ăștia nu au zaua din partea de sus, pentru că și pentru că nu mai aveam, dar o să le pun și lor mâine. Deocamdată or să rămână așa aici. Și am făcut și pe dumnealor. Sunt foarte drăguțe ei așa. Și lor le-am făcut și o brățărică, mă rog, aproape le-am făcut. La brățărica asta mai am de înșirat ceva perluțe, dar mi se pare un set tare drăguț. Să vedem, pe ăștia poate îi pun la un giveaway. Ce ziceți, varten, da? Bijuterici? Sau care, nu, sau care v-ar plăcea cel mai tare? Acum nu știu, că o să fie bătălie pe ele și or să se ducă pac-pac. Astea le pun într-un colețel, pe astea într-un alt colețel și astea le mai împărțim. Da, și evident, da, mă uit și eu la șefi în timp ce meșteresc aici, da, și avem și cutia boost box, mega boost box de noiembrie. Cred că o să o desfacem acușica, pentru că e mititică și nu o să-mi ia foarte mult să o desfac împreună cu voi. Uai, ce presiune! Uai, ce culori! Dați-mă culorile înapoi! O, aici avem ceva cadouri acum. Ăștia gătesc de toamnă. Bine, emisiunea e filmată mai până primăvara, așa, de Paște. Haideți totuși să vedem cutia asta, că e mititică. Avem un produs de la Yves Rocher, du Breton, du France. La la, mi-chis cu se sa. Am zis că mă descurc cu mâna, dar hei, nu se poate.
Și haideți să încercăm așa cu o foarfetă, deși am pus camera cam prea aproape și este cadrul prea mic. Poate n-ar fi stricat să vă pun undeva mai sus. Avem un serum cotidian purifiant în tip lotion, elixir botanic de la Yves Rocher, un ser zilnic antipoluție care e mititel, 5 ml, probabil o să îl folosesc pentru 2-3 aplicări. Pentru un ten fortifiant, sticla asta mare o știu, gama este elixir botanic și da, e o gamă tare mișto, cu două ingrediente active vegetale brevetate, microalge și extras de călțunaș provenite nu știu ce din Bretagne, France. Ajută tenul să respire mai bine și îl detoxifică. Abia aștept să îl testez. Avem aici un pliant de la Novoce Plus. Am zis eu că trebuia să vă pun mai sus, foarte colorat, o hârtiuță, niște absorbante, Always Platinum, întotdeauna binevenite, sunt dintre astea super. Avem și o smântână pentru gătit, tocmai ce am folosit astăzi, smântână pentru gătit, în acel orzo, chiar vă recomand, o să încerc să vă las în descriere rețeta, pentru că surprinzător de tare mi-a plăcut. Cred că aici în poză avem o supă cremă de dovleac, așa că, hei, avem dovleacul copt, mai lipsește supa. Avem și smântâna acum, că o las aici deoparte, nu vedeți. Evident că nu vedeți, ia să vă mut mai sus, dar n-am mers din prima încercare. Avem un sos, cheese roasted garlic. Abia aștept să-l testez, pe ăsta îmi plac prânzeturile, îmi place și usturoiul. Nu l-am văzut pe nicăieri, este vegan, pentru cei interesați. Da, o să revin cu impresii, dar ăsta sună tare, tare bine. Avem niște testere de la, pe dumnealui, îl am în cutia Avon, aia care așteaptă să o desboxez. Este ultima lansare de parfum de la Avon. Asta o să meargă la cineva dintre voi. Știu la cine o să meargă, pentru că tocmai am două colețele și o să o pun acolo undeva. Today, tomorrow, always pentru ea. The moment. Este ediție specială, o ediție limitată, așa că, hei. Aici nu știu dacă avem doar un pliant, avem și o cremuță tester de la Dr. Grandel, Elements of Nature Anti-Age. O să vedem și cu asta ce facem, poate o trimit și pe ea cuiva, pentru că eu nu sunt așa mare amatoare de a testa creme pe tenul meu foarte sensibil. Tot de la Yves Rocher, tot din gama elixir botanic, avem și un ser recuperator pentru noapte, ăsta era pentru zi, acesta este pentru noapte, în cantitatea de și mai puțin decât primul, 1 ml. Mai avem o prăjitură cu cocos de la Măgura. Pasta am avut-o într-o cutie Buzzbox dintr-o lună anterioară și mi-a plăcut mult și am tot recumpărat-o. Mai avem și un rom autentic, un produs autentic românesc, baton proteic cu ciocolată, rom și cafea. Interesant! Nu știam că au și batoane proteice cei de la Rom. 2,9% zahăr, 12 grame de proteină la... 12 grame de proteină pentru acest baton de 41 de grame și la 100 de grame de produs avem 30 de grame de proteină, e destul de bine, și 3 grame de fibră, ei for that. Cifrele sunt bune, sigur o să-mi placă și gustul, abia aștept să o testez. Mai avem un produs pentru păr de la Schwarzkopf, Color and Care, 5 Minutes Color Boost Hair Mask Velvet Plum. Da, asta nu știu ce o să fac cu ea, iarăși o să o donez sau ce o-i face cu ea, pentru că nu este suitable for medium blonde to light brown hair, nu știu ce, dar nu înțeleg dacă se duce la spălare sau nu, că poate dacă se duce repede m-aș încumeta să mă închid și eu un pic la culoare pentru câteva săptămâni, să mai schimbăm puțin. Avem un plic de la Color Catcher, mai avem și altele. Era pliantul deasupra de la Novosi Plus, vitamina C lipozomală.
cu extract de măceșe și bioflavonoide din citrice. Avem 10 capsule gelatinoase moi. Astea sunt binevenite. Întotdeauna avem nevoie de un plus, un boost pentru imunitate. Și mai avem câteva produse pentru spălarea rufelor, cred. Nu, nu numai. Avem aceste câteva produse. De la Pervol Renew avem această capsulă All-in-One Caps pentru rufe colorate. De la Persil avem acest pliculeț cu gel activ Deep Clean Plus. De la Silan, acesta este un balsam de rufe Long Lasting Freshness cu parfumul de Fresh Sky, de cer proaspăt. Și aici mai avem două produse, tot de la Schwarzkopf, pentru păr. Un tratament de reparare pentru de 7 secunde, Yay for That Hair That Needs Moisture. Asta o să fie minunat pentru la sală. Și un șampon tot hidratant, și ăsta o să fie minunat pentru la sală. Și de la Sias mai avem un balsam cu keratină, care zic ei aici pe ambalaj că o să facă părul de 20 mai, de ori mai puternic. Hey. Ok, interesante produsele. Nu mai știu cât a costat asta, cred că a fost mai ieftină, vreo 30 de lei. Prețul e ok, dar produse în full size puține, practic 2, 3 în full size și în rest doar niște mici testere. Bine, și prăjitura asta este, astea sunt tot în full size, dar și avem smântâna și absorbantele. Puținele produse, sunt mai mișto cutiile alea mărișoare, dar merge și asta de o testare rapiduță. Scrieți-mi în comentarii ce v-a plăcut cel mai mult și să știți că o să închei aici vlogul ăsta, că mâine o să încep altul. O să fac unboxing la ce am comandat ca accesorii pentru bijuterii și continuăm bijuteria la, că și mâine avem șef la cuțite, așa că stau aici la birou, dau drumul la televizor și dau din cleștișori și mâine o să încerc să vă arăt exact ce ustensile am și cum fac bijuteriile, pentru că e foarte, foarte, foarte simplu în cazul în care vă interesează. Vă pup și vă aștept mâine! Pa!